Din cei aproximativ 2 milioane de adolescenți din România cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani, adică 9,43% din totalul populației, aproape 49% sunt fete și 51% sunt băieți. În 2012, datele Institutului Național de Statistică arătau că 17.000 de minore erau însărcinate. Una din principalele probleme cu care se confruntă adolescenții români este lipsa educației sexuale în școli, dar și faptul că în cadrul cabinetelor existente nu li se garantează confidențialitatea și nu au încredere în specialiști, a explicat pentru România Liberă sociologul Ionela Șufaru de la Centrul de Sociologie Urbană și Regională. Totodată, adolescenții din mediul rural simt mai mult lipsa unui serviciu medical în școală, iar adolescenții consumatori de droguri se confruntă mai mult cu apariția unei sarcine dorite. Vârsta medie la care fac sex pentru prima dată este de 15 ani și jumătate. Dintre ei, aproape jumătate au folosit un prezervativ. 63% au indicat că prezervativul îi protejează de o sarcină nedorită și 19% pentru a se feri de boli cu transmitere sexuală. 16% dintre ei întrețin relații sexuale fără să se protejeze. Adolescenții au avut în medie 2 parteneri sexuali, iar 68% dintre ei au un partener stabil, arată cercetarea. De asemenea, 6% dintre fetele chestionate au spus că au rămas însărcinate cel puțin o dată și niciuna nu a spus că a făcut o întrerupere de sarcină. În ceea ce privește consumul de droguri, 3,8% dintre adolescenți au folosit droguri cel puțin o dată, iar la adolescenții de peste 14 ani, procentul crește la 5,4%. Adolescenții petrec în jur de 7 ore pe zi în fața televizorului și navigând pe internet, arată studiul privind situația adolescenților din România, realizat de Institutul de Științe ale Educației și Centrul de Sociologie Urbană și Regională. Situația este îngrijorătoare, iar ministrul tineretului și sportului, Nicolae Bănicioiu, a arătat că se va elabora un plan de rezolvare a problemelor tinerilor sub 18 ani.